În data de 12 mai, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, a avut loc prima ediție a atestatului de studii de medicină complementară și anume ozonoterapia în practica medicală. Acest atestat a fost posibil datorită domnului dr. Gabriel Mogoș, care a avut ca și invitați nume celebre în domeniul ozonoterapiei. Stimați invitați, onorați profesori, domnule prorector, domnule decan, dragi prieteni, sunt extrem de bucuros să fiu astăzi în fața dumneavoastră pentru un moment extrem de important al Societății Științifice Române de Oxigen-Ozonoterapie, și anume deschiderea lucrărilor în premieră mondială a primului atestat de oxigen-ozonoterapie din țară. Și din lume, să știți că e primul din lume atestat. Urez. O să facă și alții cum au mai făcut după noi, dar este primul și din lume. Domnul dr. Mogoș a dat cuvântul fiecărui membru în parte, aceștia exprimându-și mulțumirile față de doctorul Mogoș pentru că a făcut posibile aceste cursuri de atestat în ozonoterapie. Încă o jumătate de oră, bună ziua! On behalf of our rector, Professor Daniel Dovgionea, I have the honor to extend all of you our academic salute. You are most welcome in the heart of Albania, in the city of Craiova, in one of the youngest and most dynamic universities in the country. Thank him for his activity and that he realized to implement this this therapy officially in Romania through the society, Romanian Society of Oxygen Ozonotherapy. I know Gabi, I know Professor Mogoș. For many years we were colleagues, we know each other since high school, and I know he is a very dedicated and ambitious person. Speaking about this therapy, I'm twice happy because now we have it officially here in Romania and also in Craiova, because myself as a surgeon, I'm convinced that we can use this kind of therapy in many fields. Especially in my field, which is traumatology on the hand surgery, because I'm a plastic surgeon, on burns, because we treat burns in our clinic, and not only in this kind of pathology. So, I wish you welcome again, everyone. I wish you to have nice days. Gabi Mogoș a reușit să facă această diplomă post-universitară și îl felicit. Noi am făcut deja 18 diplome până acum, 18, până când cineva bine a venit și maladia asta de ne-a dat peste cap, COVID-ul, și acum reluăm după, este a 19-a întrunire. Este la alt nivel și asta vreau să felicit pe Gabi Mogoș care a reușit să o facă. Noi făceam la nivel de centru universitar, am făcut și în toată țara, deci 18. Ceea ce înseamnă ceva. În momentul ăsta, cred că sunt peste 400 de medici în România care practică ozonoterapia cu mult succes și în beneficiu pacienților care încă o dată beneficiază din plin de această maladie, care nu, de această tratament care nu dă niciun fel de problemă. Niciun fel de problemă. Noi n-am avut în decursul anilor rarissim cât o mică problemă. I will use the microphone to say mulțumesc to everybody for being here. You are our leitmotiv, that is widely spreading the use of this medical gas to our colleagues, so they become aware of the big potential it has to help their patients. As Dr. Tion has told us, this is the first specialization diploma in the world, so you should be happy to be here, because you are pioneers in this training of this therapy. And you can be sure it's a milestone for medical ozone. We have now for decades, we have been working at the
biochemical, pharmacological background. Lots of private clinics are working with it, but this is really a milestone, and it's good to hear, and that's why I'm really honored to be here as well, that it's now in the form of something like integrated medicine or complementary medicine. That is, in my opinion, working for really for decades at the biochemical processes, that is a place for medical ozone to be integrated to teaching medicine, and you will see in a complementary system you will have a reach, you will reach really good success. Thank you. În cea de-a doua parte a testatului de studii în medicina complementară cu ozonoterapie, domnul dr. Mogoș a făcut o scurtă introducere a istoriei ozonoterapiei, urmând apoi a fi susținut primul curs teoretic a acestei ediții, curs ce a fost predat de doamna doctor de origine germană, Renate Wiebenhansler. Cum vă spuneam, am prins în această lucrare de introducere câteva perioade importante prin care a trecut ozonoterapia. Este de a oferi o abordare interdisciplinară și multidisciplinară, dacă doriți, a bazelor oxigen-ozonoterapiei în practica medicală. Având în vedere interesul crescut pentru ozonoterapie, intenția noastră a fost de a actualiza, din punct de vedere științific și clinic, aplicațiile acestea în medicina umană. M-am bucurat foarte mult și am fost plăcut impresionat să văd că deja primele trei ediții, adică un an și jumătate de aici încolo, s-au ocupat locurile, adică avem 150 de medici, 50 care încep astăzi, pe fiecare ediție de curs avem câte 50 de medici, primele trei ediții sunt deja ocupate, lucru care nu face decât să ne încurajeze și cred că este un lucru extrem de important să o facem la alt nivel. Este extrem de important să scriem dreptul nostru în dreptul de liberă practică al nostru avizat de Colegiul Medicilor acest lucru și avem o altă plajă de pacienți. Una este să fim doar 200, în jur de 200 la nivel național de medici care practicăm ozonoterapia și una este să fim poate 2000. Atunci vom fi și mai convingători, atât vis-a-vis de colegii noștri care încă nu o practică, cât și în alte discuții pe care le putem avea cu casa de asigurări, de exemplu, cu spitalele de stat și putem să, cine știe, pe viitor, sunt alte obiective ale mele să încercăm să le introducem și la nivelul spitalelor de stat. Sorry, start in the afternoon for, I see lots of the attendees have already been to the courses. Vom începe în după-amiază asta, dar de fapt, dacă stau și mă uit, mulți dintre dumneavoastră deja știu ce începem și so, ce am făcut. Something now in the first lecture will be maybe a repeat, but I want to bring a little bit about also the historical part for everybody. Așa încât veți ști anumite lucruri de istorie sau alte, dar vreau să aduc și noutăți pentru toată lumea. And that's the reason we start with topical ozone in surgery, because that was the very beginning of ozone. And of course we talked about the low-dose ozone concept, so I always will integrate concentrations and so on. Vreau să vă vorbesc despre conceptul de doză joasă, mică, concentrație în ozonoterapie și să integrăm în subiect. Cases at that time have been no healing after amputation, typically diabetic patients. Tipicul caz pe vremea aceea erau plăgi care nu se mai închideau, adesea după amputații. So, an ozone therapy began with things like that, typical topical treatments in the First World War. Și asta a fost prima modalitate de a aplica ozonul topic în primul război mondial, deci local.
to treat the soldiers' open wound, heavily infected wounds, and so on. Pentru a trata soldații cu leziuni care nu se închideau, așa mai departe. And that effort has been continued by the surgeon Thayer, from originally from Austria, then going to Germany. Această modalitate a fost preluată de Thayer, care era un chirurg austriac. And already in some years later, Aubour, a French, introduced the systemic treatment without giving it the name systemic treatment, only for by rectal insufflation. This was originally a loaded effect. Iar doctorul Aubour din Franța a folosit ozonul pentru prima dată la modul sistemic, fără să-i dea o anumită denumire, era vorba de insuflația rectală, el considerându-se pe vremea aia că era doar local. Noi știm că nu era, nu este chiar. La sfârșitul primei ediții de Atestat în ozonoterapie, domnul dr. Mogoș a fost amabil și ne-a acordat un interviu în Exclusivitate. Astăzi, în premieră europeană, am reușit să deschidem lucrările primului atestat din țară. Este o zi memorabilă pentru ozonoterapia din România, pentru Societatea Științifică Română de Oxigen Ozonoterapie, într-un cadru academic la Universitatea de Medicină și Farmacie din orașul nostru, din Craiova, unde au participat cei din conducerea universității, și anume domnul prorector Cristian Ghionea, cât și domnul decan Marius Ciurea, profesorii noștri care fac parte din conducere. De asemenea, avem invitați de seamă din lumea medicală și a ozonoterapiei internațională și europeană, și aici mă refer la domnul profesor Baeza Noci, care este profesor la Universitatea din Valencia, domnul doctor Vincenzo Simonetti, medic chirurg și care face parte din forul de conducere al Societății Științifice de Oxigenozonoterapie din Italia, și doamna Renate Viman, care este de profesie chimist, care are o istorie în spate și alături de familia dânsei. Tatăl dânsei a dezvoltat primul generator de ozon modern. Ne-au onorat cu prezența, ne împărtășesc acum din experiența dânșilor și de asemenea toți cursanții din țară, număr de 50, adică prima parte a atestatului, prima ediție a atestatului, sunt 50 de medici din toată țara care sunt prezenți astăzi la noi în universitate. De asemenea, atestatul se va desfășura pe o perioadă de o lună și jumătate. Vor fi 120 de ore de practic, 120 de ore de suport de curs și 60 de ore de practică care se vor face în 3 centre universitare, Craiova, Timișoara, București.